Să aveți bucurie sufletelor dragi. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-am reîntâlnit și în această zi la o emisiune de sacroterapie dedicată de altfel medicinei sufletului. Ne reîntâlnim cu ajutorul lui Dumnezeu pe micul ecran pentru a ajunge în casele dumneavoastră și pentru a vă transmite mesajul de bucurie, de pace și de binecuvântare pe care vi-l dau de fiecare dată atunci când, prin voia lui Dumnezeu, cu ajutorul lui, ajung în casele dumneavoastră și mă întâlnesc cu oameni noi care pentru prima dată, poate deschizând televizorul sau prin mutarea canalelor de televiziune, descoperă acest post de televiziune unde în fiecare miercuri, joi și vineri am emisiuni începând cu orele 19. După cum citiți pe micul ecran, tema pe care o voi discuta astăzi are legătură cu tot ceea ce înseamnă existența noastră, viața noastră. Și pentru că trăim vremuri foarte grele și pentru că foarte mulți oameni suferă, nu numai din România, din întreaga lume, să știți că prin țările prin care am fost, am întâlnit oameni cu probleme mult mai grave poate decât ale dumneavoastră, celor care astăzi, stând în fața micului ecran, încercați să vă resemnați sau să găsiți răspuns la problemele care vă provoacă, la problemele care vă aduc de altfel suferința. Pentru că de multe ori suferința pe care noi o avem în viața noastră este provocată de un motiv. Este provocată de dispariția unui om drag sufletului nostru, de apariția unei boli sau, sigur, multe alte evenimente care, din păcate, fac parte din viața noastră și sunt frate sau soră, de multe ori, la ceea ce trăim zilnic și la momentele grele pe care le avem. Îmi spunea cineva, părinte, sora mea este suferință. Suferința pe care nu o pot elibera și nu pot scăpa de ea. Ce trebuie oare să fac? Și i-am spus și v-aș ruga să țineți minte ceea ce vă spun. Un om care suferă, un om care are o boală, un om care are o problemă, nu trebuie să vorbească zilnic despre ea. Aici greșim mulți dintre noi, pentru că zilnic vorbind despre suferință, zilnic vorbind despre o boală, zilnic vorbind despre o problemă a vieții noastre pe care noi o avem și dacă o avem este cu voia și știrea lui Dumnezeu, nu facem altceva decât să o hrănim, pentru că energia cuvintelor noastre, care sunt de multe ori exprimate cu durere, nu fac altceva decât să hrănească, așa cum vă spuneam, și să mențină suferința în trupul, în sufletul și în mintea noastră. Întrebarea pe care o citiți pe micul ecran, eu cred că este una pe care orice om care la această oră mă ascultă ar fi firesc să o pună sau de asemenea să îi afle răspunsul. De ce? Pentru că la această întrebare, cum ne putem transforma viața din suferință în fericire,
Eu cred că fiecare om ar dori să afle un răspuns. Și aici v-aș ruga, iubiții mei, să rețineți ceea ce vă voi spune în această zi. Noi trăim în cele două registre, registrul rațional și registrul afectiv. Trebuie să știți că fiecare dintre noi are la rândul lui mulțumirile sau nemulțumirile vieții care au fost aduse, care și le-a adus fiecare dintre noi după modul în care a gândit, după modul în care a simțit sau și-a trăit viața. Dacă un om toată viața lui a băut, toată viața lui a risipit, la bătrânețe nu va avea un acoperiș poate deasupra capului, iar corpul lui nu va fi unul sănătos și îi va cere socoteală pentru neglijența pe care a avut-o de-a lungul vieții sau pe care omul de altfel a oferit-o acestui trup. Deci corpul slăbește, omul este bolnav și din momentele euforice pe care le-a dat alcoolul de-a lungul vieții, se trezește un simplu om, un bătrân părăsit, necăjit, care are nevoie de ajutor și care la un moment dat se trezește în realitatea unei vieți pe care el și-a construit-o. Același lucru se întâmplă și cu doamnele care se stresează și plâng foarte mult. Sunt multe credincioase care plâng, care suferă pentru că copiii, odrazlele lor sunt nefericite, sunt nefericiți. Și acest lucru le consumă foarte mult. Ca să nu mai spun că poate în timpul tinereții, în momentele cele mai frumoase ale vieții, au trecut prin grave și multiple traume sau suferințe pentru că au avut parte de un bărbat destrăbălat, ca să nu folosesc cuvântul urât, au avut parte de violență și n-au fost iubite sau înțelese. Aceste persoane, din păcate, au acumulat prin suferința lor multă frustrare, au acumulat multă otravă care le-a fost, de fapt, distribuită cu ghilimele de către personajul din poveste, de multe ori fiind soțul, care, pe lângă faptul că a neglijat-o și pe lângă faptul că a umilit-o, i-a adus multă nefericire. Aceste persoane, de regulă, se îmbolnăvesc. Și să știți că boala despre care vorbim atât de mult și mă refer la faptul că s-au înmulțit foarte mult în această perioadă bolnavii de cancer, boala care macină omul de rând, vine din neacceptarea și poate din imposibilitatea pe care noi oamenii o avem de a ierta sau de a uita anumite traume sau evenimente negative pe care le-am parcurs de-a lungul timpului sau a vieții. De aceea aș vrea să țineți minte ce vă spun, că toată această suferință, toate acele zile sau nopți de plâns, toate acele momente de emoție maximă pe care le-ați trăit, și mă refer la emoția negativă, au acumulat un câmp de energie atât de otrăvitor, încât acesta s-a transformat la un anumit moment, în perioada a doua a vieții,
s-a transformat într-o boală, care fie este o boală incurabilă, fie este o boală la ficat, la rinichi, și de multe ori boala cea mai periculoasă, să zic, este cea legată de psihic, pentru că multor persoane s-a dovedit a le fi fatală, pentru că s-au îmbolnăvit psihic și nu au mai făcut față suferinței sau și-au pierdut pur și simplu răbdarea de a mai asculta sau de a mai îndura anumite emoții negative. În această situație, și pentru că foarte mulți dintre dumneavoastră, telespectatorii, vă aflați într-o astfel de situație în care trăiți emoții negative, nu vă mai bucurați de nimic, aveți datorii, aveți greutăți și nu știți cum să scăpați de ele, în această situație omul se întreabă ce pot să fac. Și să știți că am observat că în perioadele grele oamenii îl caută pe Dumnezeu ca fiind ultima speranță, ca fiind de fapt șansa care le poate fi lor oferită pentru a scăpa de anumite necazuri, supărări și, de ce nu, de a-i salva de la moarte, de a le salva copiii din pericol, de a le salva, de altfel, viața sau, ce este mai important, de a-și găsi copilul lor, în cazul nostru, fata sau băiatul, necăsătoriți, de a-și găsi soarta, perechea sufletului lor. Și foarte mulți oameni vin și mă întreabă: părinte, ce putem face ca noi, cei care astăzi am venit de departe, și vă rog să mă credeți și nu sunt lipsit de modestie, vin oameni din multe țări, vin oameni cu asemenea probleme încât eu, pur și simplu, cel care stau și ascult, mă îngrozesc și nu vi le pot relata pentru că v-ar putea influența emoțional, însă sunt atât de grave încât, repet, nu îmi pot permite să le spun pe un post, la un post de televiziune. Și atunci ne întrebăm dacă, ca exemplu, un copil pe care l-ai crescut de mic, i-ai dat de mâncare, l-ai adus la o anumită vârstă, ajunge să te înjure, să te lovească pe tine ca mamă sau pe tine ca tată, acel copil are o problemă. Dar această agresivitate, această tulburare psihosomatică, cum o numesc oamenii de știință, psihologii, nu este una întâmplătoare. Această tulburare, agresivitate, această formă de răutate pe care unii oameni și-o exprimă, și nu mă refer doar la acest caz, are în spate, iubiții mei, o forță demonică. Iar această forță demonică sau acest demon care pune stăpânire pe mintea celor oameni și le întunecă mintea, aceasta nu poate fi rezolvată de medicii, psihologi sau psihiatri, oricât de mult ați interna un copil la un spital de specialitate sau un om, pentru că acolo ți-l transformă în zombi, când ajunge acasă se comportă la fel. Și atunci, în această situație, aceste cazuri nu pot fi rezolvate decât prin dezlegări, prin rugăciune și prin, sigur, postul pe care cei care îl putem sau îl puteți ține, vă este de un mare și de un real folos. Dar să nu uităm un lucru, că există două câmpuri, un câmp de lumină și unul de întuneric, care ne însoțesc
de-a lungul vieții și în mod special în fiecare zi. Vorbim de Îngerul Păzitor și de Demonul cel rău, care te stăpânește în momentul în care tu i-ai dat acceptul, și Îngerul Păzitor care este lângă tine și care te mustră, care te învață ce să faci atunci când ai de luat o decizie, și acest Înger Păzitor este cel care suferă împreună cu tine atunci când ești batjocorit, când ești înjurat, jignit și așa mai departe. Revin la ceea ce vă spuneam, sunt oameni care trăiesc într-un iad continuu. Și pentru că la aceste suferințe există remedii, nimeni poate n-a înțeles și nu înțelege de ce strig în fiecare zi și în fiecare emisiune să vă luați un protector în casa voastră, să-l luați pe Sfântul Pangratie. Aș vrea să mă credeți că sunt un om integru și nu am făcut o obsesie, pentru că mulți dintre dumneavoastră știu că poate comentați și comentați urât, judecându-mă. Dom'le, ce ne vorbește preotul ăsta în fiecare zi de Sfântul Pangratie? Pentru că pe lângă ceilalți sfinți puternici și în mod special la cei care sunt demonizați, Sfântul Gheorghe, Sfântul Vasile, Sfântul Ioan, molitvele sfinților sunt citite tocmai pentru a alunga demonii. Însă, un sfânt pe care eu vi-l recomand cu dragoste și este la îndemâna dumneavoastră să-l luați în case, să vă aducă binecuvântare, este Sfântul Pangratie. Sfântul Pangratie, a cărui icoană o vedeți aici și care de altfel, prin prezența lui, a adus multă bucurie în casele celor care cu dragoste l-au primit. Sunt multe mărturii, iubiții mei, de la oameni care le pot susține public oricând, mărturii ale minunilor pe care le-au trăit și pe care le-au simțit din ziua în care Sfântul le-a ajuns în casă. Spuneam în mai multe emisiuni că așa cum există la un autoturism o trusă, auto, așa precum există la medic, o trusă medicală pentru a te pansa de răni, trebuie să existe și la un credincios o trusă a sufletului, o trusă care să panseze sufletul de suferință. Și atunci m-am gândit să realizăm acel pachet numit Darul Bucuriei. Aici îl vedeți, cu dezlegările de blesteme, cu rugăciuni și acatiste care sunt de altfel preluate din acatistiri, dar care sunt menționate ca tratamente pentru nevoile fiecărui om, pentru că orice problemă pe care o avem noi poate este diferită de a vecinului, de a prietenilor sau de altor credincioși. Și mă refer la cei care își doresc un loc de muncă, la cei care își caută perechea sufletului, la cei care trec prin tulburări, fie că medicina le numește psihosomatice, fie că le numește bipolare, noi ne numim tulburări demonice. Și vreau să vă spun că am fost martor și am participat la mai multe exorcizări în care de la copii de 5 ani până la oameni de 50 și ceva de ani, m-am cutremurat cât de urât și cât de hidos era demonul din acei oameni, pentru că în momentul în care își manifesta posedarea, omul respectiv începea să facă ca și pasărea, ca un pitpalac, altul făcea ca broasca, altul făcea ca șarpele.
Și vă spun, dacă ați participat vreodată la o astfel de slujbă de exorcizare sau dacă ați auzit, și cei care nu cred că există, îi invit să le arăt eu înregistrări pe care le-am obținut pentru a vedea, de altfel, cât de viclean și cât de puternic poate fi duhul cel rău atunci când tu, iubite suflete, ești slab în credință. Cum vă explicați că doi oameni se căsătoresc din dragoste? Doi oameni de bună credință acceptă că vor conviețui până când moartea îi va despărți. Își jură credință unii altora, își spun în fiecare zi că se iubesc și după o scurtă perioadă de timp, poate un an, doi, trei, ajung să se despartă, ajung să se urască, să se târască prin tribunale și, ce este mai grav, să lase în urmă multă suferință, transformându-și de altfel viața din fericire în suferință și, mai mult decât atât, această suferință aducându-le o boală atât de grea încât pur și simplu și-au influențat sau își pot influența viața. Aici, iubiții mei, este demonul. Și mi-asum ce spun, pentru că nu există divorț în care duhul cel rău să nu fie intervenit. Ce dorește acesta? Nu v-ați întrebat oare niciodată? Dorește dezbinare. Duhul cel rău intră în mintea celui slab în credință. Și mă refer la cei care sunteți slabi în credință. La cei care poate nu vă rugați, n-aveți timp să vă rugați, ca să nu vă mai spun că am întâlnit oameni care aveau 60 de ani și nu s-au spovedit sau împărtășit niciodată. Dragii mei, vă rog să rețineți ceea ce vă spun. Acești oameni au fost binecuvântați de Dumnezeu că au ajuns la această vârstă fără, poate, să treacă prin anumite și grave suferințe care ar fi poate determinat voința lor sau i-ar fi adus la biserică, pentru că oamenii pe care i-am întâlnit la această vârstă, la 60 de ani, au venit să plângă pentru copiii lor. Acel om, n-am să-l uit niciodată, spunea: părinte, am lucrat într-un mediu instituțional în care mi-era interzis să vorbesc de Dumnezeu, dar m-a încercat atât de mult și m-a încercat atât de grav viața, încât am venit astăzi să plâng pentru fiul meu care este bolnav de leucemie și pe care îmi doresc să-l salvez rugându-l pe Dumnezeu să mă ierte. Ori trebuie să știți, iubiții mei, că dacă o astfel de încercare bate la ușa sufletului tău, eu nu cred că există oare, sau dacă puteți să-mi dați un alt exemplu, o mai mare suferință decât aceea a unui părinte care își vede copilul bolnav și îl vede suferind și nu-l poate ajuta. Să știți că există multe exemple de acest gen. Există părinți care plâng zilnic pentru că își văd odrazlele suferind. Își văd fetele jignite, bătute, umilite de către soți și nu pot face nimic. Își văd copiii la terapie intensivă, în boli și în suferințe și nu pot face nimic. Ori această durere a sufletului este de multe ori mai mare decât o boală. Știți ce îmi spunea acel
Tată, Părinte, dacă aș putea să-L rog pe Dumnezeu să-mi dea mie boala fiului meu și pe acesta să-L lase în viață. I-am spus, Domnul meu, nu trebuie să te necăjești. Această încercare pe care Dumnezeu a îngăduit-o este spre îndreptarea sufletului tău. De ce? Pentru că așa, la această vârstă, te vei trezi la realitate și rugăciunea ta și rugăciunea mamei lui îl vor scăpa de la moarte. De aceea eu vă rog pe voi cei care mă urmăriți să nu vă îndoiți. Chiar dacă mulți dintre voi poate m-ați comentat, poate m-ați vorbit de rău, poate m-ați judecat. Părintele Ioan spune așa, preotul este om. Dacă greșește, înaintea lui Dumnezeu plătește. Dar să nu vă atingeți de harul și de sacralitatea pe care un preot, un episcop, un călugăr o are. Pentru că acestea nu sunt ale lui, acestea sunt ale lui Dumnezeu. Și pentru că v-am dat exemplu acelui tată necăjit, de curând, un tată și un fiu mergeau pe autostradă spre Germania și a avut loc un accident foarte grav, încât copilul care era la volan a fost accidentat, îi curea sânge și doar o minune îl putea salva. În acele momente de disperare l-a rugat pe tatăl său să spună o rugăciune și a spus, Tată, spune o rugăciune, te rog pentru mine că mă sting în fața ta. Să mă ajute Dumnezeu să vină mai repede salvatorii și să mă țină în viață. Și tatăl, tremurând și plângând, i-a zis, dragul meu, vreau să te ajut, dar eu nu știu să mă rog. Nu știu ce rugăciune să spun și ce trebuie să spun ca să te salvez pe tine. Vreau să vă spun, iubiții mei, că această pildă reală, povestită chiar de tată, m-a întristat foarte mult. Pentru că sunt oameni care au 30 de ani, au copii, sunt oameni de 40 de ani, au copii mici și nu-i duc niciodată la biserică. Sunt oameni care au copii mari și care atunci când erau mici nu i-au dus niciodată la biserică să-i pună în fața sfintelor icoane sau să-i învețe măcar o rugăciune simplă, Înger, Îngerașul meu. Din păcate am întâlnit astfel de familii care duminica sau în altă zi, sâmbăta, în loc să vină la biserică cu copiii, se duc în parc cu rolele, își plimbă câinii și când vine o astfel de situație și un astfel de necaz, puși în fața acelui eveniment nefericit, nu știu să se roage. Iată, iubiții mei, de ce vă spun. Iată de ce vă spun că în casele voastre moderne, în apartamentele voastre luxoase, în care cineva îmi spunea, nu pot să pun o icoană că stric decorul, aș vrea să-l pun pe Sfântul Pangratie, dar îmi strică decorul casei. Iată de ce în aceste case există doar frumusețea decorului, dar urăciunea pustirii, pentru că nu există fericire, se ceartă, se dușmănesc, se urăsc de moarte, se mint, se înșală unul pe altul și te întrebi de ce oare se întâmplă sau ni se întâmplă nouă aceste lucruri.
Iubiții mei, aș vrea să știți un lucru foarte important. Prezența Sfântului și nu numai a Lui, a oricărui Sfânt pe care îl aveți la suflet, a Sfintei Parascheva, a Sfântului Dimitrie Basarabov, a Sfântului Dimitrie Zvărutorul de Mir, a Sfântului Gheorghe, a Sfântului Pangratie și altor sfinți mari și minunați pe care Sfânta Biserică ne-a dat nouă spre închinare și spre mijlocirea spre cer. Aceștia sunt prietenii ai noștri și indiferent că ne-ar strica decorul casei, indiferent că poate ne-ar aduce un moment de disconfort, pentru că mulți îmi spuneau, păi nu pot să privesc icoana că mă inhibă. Păi dacă te inhibă o icoană, ce să spui atunci de o sticlă de whisky? Ce să spui atunci de un film de ochiat care nu te mai inhibă? Deci iată cum gândirea, iată cum modul pe care noi, oamenii, îl avem de a percepe viața este unul total eronat. Dar acești oameni, din păcate, deși au lux, deși au un confort deosebit, acești oameni, iubiții mei, mulți, mulți și din păcate din ce în ce mai mulți trăiesc în nefericire. Ori eu vă rog să nu faceți asta. În cărțile mele pe care le vedeți și circulă acel filmuleț în care un reporter vorbește despre cărți, în cartea Te iubesc, pe care am recomandat-o tinerilor, în cartea 135 de cuvinte și în cartea Sacroterapia și Tu mă iubești, am explicat puțin care este sensul vieții acelora care poate nu-l înțeleg, acelora care poate nu-l cunosc, acelora care nu-l știu, pentru că mulți dintre tineri se căsătoresc și fie el este condus de mama și de tata, fie ea este cea influențată de părinți și pentru că diferențele de generații și mentalitate nu coincid cu pretențiile tinerilor, tinerei sau tânărului, atunci acestea ajung, aceste două suflete ajung la un conflict și așa cum vă spuneam, trec de la iubire la ură, pentru că de la iubire la ură este un pas foarte, foarte mic. De aceea, am mai spus-o de mult, nu vă dați mintea voastră altora să vă conducă. Aveți această tendință, mulți dintre dumneavoastră, de a întreba pe alții ce să faceți. Îmi amintesc cu o perioadă în urmă că o credincioasă își întreba preotul duhovnic dacă este bine să se uite la televizor să mă urmărească. Iubiții mei, să fim totuși serioși. Preotul are un singur rol în viața dumneavoastră și a noastră. Nu este cel care vă formează familia, nu este cel care vă dirijează viața când și cum să vă întâlniți cu soțul sau soția în intimitate. Preotul este medic de suflete. Rolul nostru este acela de a vă curăța sufletul de păcate, de a vă apropia de Dumnezeu și de a vă învăța pe cei care nu știți ce să vă rugați, cum și când să vă rugați. De aceea în acest pachet, Darul Bucuriei, să țineți minte, în cartea de acatiste, de dezlegări și prin un delemnul care vi l-am pus aici, v-am transmis mesajul bucuriei, v-am transmis o informație, pentru că informația pe care un om o primește la timp îi poate salva atât viața personală, dar și sufletul care de multe ori
poate fi rătăcit, de multe ori poate fi influențat sau de multe ori poate cădea pradă veninului oamenilor răi care bârfesc și care încearcă să te depărteze de Dumnezeu. I-aș ruga pe cei care lucrează în sistemele acestea periculoase, în ghilimele, ale statului, să nu se lase influențați de anturaj. Venea cineva să-mi spună, și mă refer aici la părinți, venea o mamă să plângă că fiul ei lucrează într-un sistem de autoritate a statului și că acolo a învățat să înjure, acolo a învățat să fie dur și să fie foarte arogant. Și ne ruga ca să îl pomenim la rugăciuni să îi îmblânzească Dumnezeu inima. Să nu uite acei oameni că și ei sunt oameni și că părintele Ioan avea o vorbă mare, oamenii puternici, oamenii care conduc statul, oamenii care au funcții importante în anumite structuri, sunt elefanții care stau într-un glob de sticlă. Și cred că înțelegeți că acel glob de sticlă oricând se poate sparge și oricât de mare ai fi, oricât de important ai fi la acest moment, și tu într-o zi poți fi smerit sau poți fi adus prin, Doamne ferește, vreun necaz sau eveniment pe care nu-l controlezi la biserică și să îngenunchezi în fața lui Dumnezeu să-i ceri ajutorul. De ce biserică? Biserica, iubiții mei, și vorbim aici la Biserica Ortodoxă, biserica este stâlp și temelia adevărului, ne spune Timotei. Pe lângă faptul că este stâlpul și temelia adevărului, biserica este spitalul duhovnicesc, iar preoții care săvârșesc cu dragoste sfânta liturghie sunt numiți miniștri ai tainelor divine. Cât de mare lucru este să te împărtășești cu trupul și sângele Domnului, cât de mare cinste este aceea de a-L primi pe Dumnezeu în casa ta. Dar cât de mare este puterea voastră câtă vreme Dumnezeu, printr-o simplă emisiune, vă descoperă un om simplu, sunt un preot simplu, care vine să vă vorbească despre suflet, vine să vă vorbească despre realități în care sunteți ancorați și nevoi și dureri pe care le aveți. Și mai mult decât atât, vă deschide podul sau portița de a merge pas cu pas spre raiul fericirii și nu singuri, luându-vă un prieten cu voi, pe Sfântul Pangratie, pe care îl iubesc, căruia îi mulțumesc că m-a ales pe mine, nemernicul, ticălosul, păcătosul, cum vreți să o spunem, slujitorul Domnului, m-a ales pe mine să vorbesc despre El, să vi-L fac cunoscut și să vă descoper dumneavoastră celor care n-ați auzit de El, celor care poate nu știți cine este acest mare sfânt, să vi-L trimit în casele dumneavoastră și să creăm această posibilitate de a-L avea, de a-L ține aproape, pentru că de câte ori L-au atins mulți dintre credincioși, au atins icoana și au pus dorința și gândul bun, au fost ajutați. Iubiții mei, vreau să știți că nimic în viața unui om nu este întâmplător, iar întâmplarea despre care eu vă vorbesc acum este de la Dumnezeu, pentru că El îngăduie în viața noastră și plânsul, El îngăduie și bucuria, El îngăduie, iubiții mei, și momentul pe care noi îl trăim, prin care noi ascultăm un cuvânt, și El îngăduie fiecăruia dintre noi
să ne mai dea o șansă. În cazul acelui tată care a venit să se roage pentru fiul său, vă spun că Dumnezeu, prin iubirea și bunătatea care o are față de oameni, i-a ascultat rugăciunile și copilul său s-a făcut bine. Îmi veți spune, este imposibil, și eu vă spun, nu este nimic imposibil. La Dumnezeu totul e posibil, cu o singură condiție, să nu te îndoiești. Oricât dintre noi avem această putere ascunsă în mintea noastră de a nu ne îndoi, de a nu bârfi, și dacă am luat o decizie, dacă am luat o hotărâre, nu știu, de a cumpăra ceva pentru noi, să nu ne pară rău. Sunt oameni care, de exemplu, au fost îndrumați să-și ia în casele lor o icoană veche și li s-a părut că este scump, li s-a părut că acel gest nu este potrivit la momentul respectiv să-l facă, pentru că n-au nevoie. Știți ce n-au înțeles acei oameni? Că printr-o jertfă pe care o faci, de a-ți lua în casa ta un lucru sfânt, multe din păcate ți se spală, pentru că jertfa este de fapt un test pe care poate Universul ți-l dă de a îți verifica bunătatea, de a-ți verifica dragostea și prețuirea pe care o ai față de sufletul tău. Și mulți dintre acești oameni au spus nu, nu e momentul. Și am constatat la câteva luni că acei bani i-au cheltuit pe medici, pe medicamente sau pe anumite pagube care au apărut așa de nicăieri. Și am spus, Doamne, cât de adevărată este legea Universului, o lege nescrisă, care spune așa, dacă faci rău, rău vei primi. Dacă ești zgârcit cu tine, și Universul va fi zgârcit. Și vă rog să nu interpretați greșit ceea ce vă spun. Am întâlnit oameni foarte bogați, care au ajuns în suferințe grele, în boli, în boli grele, nu vreau să mai pronunț acel cuvânt, pentru că este de o vibrație atât de joasă, încât pur și simplu îți provoacă așa o neplăcere. Și au scris un acatist de 40 de zile, rugându-L pe Dumnezeu să-i vindece de acea boală. Și au lăsat la altar 20 de lei. Eu nu sunt în măsură să judec jertfa pe care fiecare o dă după putința lui. Poate dacă era un om necăjit, Universul, Dumnezeu, i-ar fi înțeles jertfa lui modestă. Dar când vii înaintea lui Dumnezeu să ceri să-ți prelungească viața și să te vindece de o boală atât de gravă și tu te prețuiești atât de puțin, eu vă întreb acum, dacă ați fi judecători și în fața voastră ați avea o astfel de situație, cum ați judeca-o? Eu nu sunt în măsură să judec pe nimeni, dar vroiam doar atât să vă spun că prețuirea pe care voi o acordați sufletului vostru se va regăsi mai devreme sau mai târziu în darul pe care ți-l va da Universul în care trăiești, darul pe care tu îl vei da unui om necăjit, îl vei primi înapoi și cu ce zgârcenie
îți tratezi sufletul cu aceeași zgârcenie, vei fi tratat. Vă rog să nu vă supărați și îmi cer iertare dacă cumva pe vreunul dintre dumneavoastră v-am supărat prin ceea ce v-am spus, dar am vrut să vă fac să conștientizați faptul că atunci când dăruiești, vei dobândi. Dăruind vei dobândi, era și un mesaj. Atunci când faci o faptă bună, când ajuți un bătrân, un copil orfan, când ajuți biserica, iată, se construiește un mare edificiu de care noi românii ne vom mândri, Catedrala Mântuirii Neamului. Mulți ați comentat, mulți au vorbit că vor spitale, nu catedrale. Dar să țineți minte, spitalele sunt umplute astăzi de oamenii a căror suflete sunt rănite și sunt bolnave. Să știți că dacă întrebați bolnavii din spitale ce necazuri au, veți afla de fapt care este cauza care i-a condus pe aceștia la îmbolnăvire și la internarea în acel spital. De aceea vă spun, orice om care este bolnav, care este trist, care are o problemă, trebuie să-și vindece sufletul și apoi să se ocupe de trup. Pentru că odată ce ți-ai vindecat sufletul, și trupul începe să-și revină. De aceea vă rog, cu mic, cu mare și cei care puteți, eu vă invit la rugăciune, nu la altceva, dacă puteți să ajungeți să ne rugăm împreună de hramul bisericuței din lemn și dacă doriți și puteți să vi-l luați în casă pe Sfântul, Marele, aducător de pace, de iubire și de dragoste, Sfântul Pangratie. Vom face o rugăciune comună cu toții cei care mă priviți. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi să cădem în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Vă iubesc pe toți și vă prețuiesc, fiți binecuvântați și ne vedem sâmbătă la orele 20 și la Capital TV. Doamne ajută!